Persoanele care doresc să-și deschidă o afacere în sectorul zootehnic sunt sprijinite de stat. De exemplu, fermierii care intenționează să pună bazele unei exploatații de bovine pot primi subvenții consistente de la APIA, însă regulile sunt stricte. Mai multe detalii în materialul următor. Un fermier care își deschide o afacere, în primul rând, ar trebui să ia o serie de informații legate de oportunitățile de cadru legal, de instituțiile publice care oferă acest sprijin financiar, respectiv subvenții. Lucrurile sunt extrem de delicate în ceea ce privește exploatațiile în sector zootehnic și mai ales la specia bovină. Aici plățile care se fac din bugetul nostru național sub forma ajutorilor naționale tranzitorii au anumită specificitate, în sensul în care trebuie să îndeplinească anumite cerințe și condiții în funcție de data de referință. Practic, noi, funcționarii de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, verificăm în baza unui acord de delegare de competențe în Registrul Național al Exploatațiilor, ținut de Agenția Națională Sanitar-Veterinar, modul în care fermierii își au înregistrate efectivele de animale. În condițiile în care, la o anumită dată de referință strict definită de la an la an, de actul normativ, ne uităm să vedem dacă la data de referință respectivă fermierul îndeplinește condiții, adică minim 3 capete de bovine cu vârsta de minim 16 luni și, bineînțeles, toate celelalte capete pot să aibă o vârstă inferioară până la 7 luni. În condițiile în care fermierul, la acea dată de referință, nu îndeplinește condiția minimă de minim 3 capete, deși ulterior, în anii anteriori, exploatația este extinsă, adică își crește numărul de animale, el nu poate beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat până în anul 2020, pentru că asta este prevederea legală. De fiecare dată noi informăm fermierii și le spunem, pentru a putea beneficia, trebuie să-și transfeze aceste animale pe care le dețin și pe care le-au achiziționat sau care au făcut obiectul extinderii exploatației pe un alt exploatație, pe un alt cod de exploatație, o exploatație nouă, pe un alt membru al familiei și nu pe același cod de exploatație. Și le recomandăm, îi sfătuim să se adreseze medicilor veterinari de liberă practică, medicilor veterinari concesionari. Unii dintre fermieri înțeleg acest lucru și vin în anii următori cu exploatații. Cei care nu se informează și așteaptă campania de primire a cerului, respectiv 1 martie. Sigur că în plină perioadă de primire a cerului, funcționarii publici gestionează și implementează cererea depusă de fermier. Dar în acest sens de în sprijinul informării fermierului, facem o serie de activități. Deci, în luna februarie, în fiecare an, facem aceste campanii de informare cu condițiile și cerințele pe care trebuie să le îndeplinească fermierii pe fiecare schemă de plat. Ne deplasăm în fiecare localitate din județul nostru și stabilim de comun acord cu autoritățile publice locale locul de desfășurare și de întâlnire și de dezbatere a acestor informații. Participă foarte mulți fermieri cu această ocazie. De asemenea, avem publicația noastră de specialitate, buletinul nostru informativ, care îl edităm și îl transmitem lunar către autoritățile publice locale cu rugămintea de a fi afișat în locurile publice pentru a fi luate la cunoștință. Avem un site propriu al instituției. Fermierii se adresează personal, de mod direct, funcționarilor noștri publici de la centrele locale, cei interesați.